Peste 400 de voluntari au participat la plantarea puieților de salcâmp pe cele 10 hectare puse la dispoziție și pregătite de autorități. Voluntarilor li s-au alăturat și reprezentanții ai mai multor instituții din județ. Liceul teoretic în jur de 250 de persoane, primăria comunei Piatra, salariații primăriei, consilierii locali, reprezentanții gărzii de pompieri din localitate, poliția, o parte din salariații poliției rurale numărul 12. De ce suntem astăzi aici? Să reparăm ceea ce au stricat alții de-a lungul anilor. Adică să refacem aurul verde, cum se numea înainte, pădurea, pentru ceea ce au făcut ceilalți. Aici a fost pădure, a fost plantații, au fost vii, a fost o frumusețe. Dar vom reuși acum să facem să refacem acest lucru. Acțiunea de astăzi face parte dintr-un program de împădurire desfășurat de Consiliul Județean Telorman și are ca obiectiv principal creșterea suprafeței împădurite a județului. Orice pom plantat înseamnă până la urmă un aer mai curat pentru noi toți, înseamnă un echilibru hidrologic care să ne ferească de fenomenele astea nedorite, condiții mai bune de sănătate, dar și creșterea suprafețelor împădurite la nivelul județului Telorman. Activitățile de împădurire vor continua săptămâna viitoare în comuna Telormâna-Nătalpa.